Mai țineți minte cum spuneau toate televiziunile și vuvuzelele mafiei înaintea protestului din 20 ianuarie să nu vină lumea la protest pentru că vor fi violențe, pentru că vor veni galeriile, pentru că se vor întâmpla lucruri oribile? Au infiltrat chiar și oameni printre protestatari care să poarte pistoale, săbii, ca să dea la știri cu o oră, două înainte de protest că ar exista violențe ca să nu vină lumea. Și au venit foarte mulți oameni, 70.000 de oameni și nu s-a întâmplat nimic. Absolut nici măcar o violență. Același lucru se întâmplă în momentul de față și am să vă explic de ce. Există o întreagă propagandă purtată pe de o parte de cârtițe, despre care eu am mai spus că sunt cârtițe, dar mulți nu m-au crezut. Acum se dovedește încă o dată că este așa. Care spun oamenilor ca nu cumva sâmbătă să fie cineva care să prezinte și punctul de vedere al Rezist în Piața Victoriei, acolo unde are tradițional loc protestul Rezist. Și argumentul cu care se această campanie de dezinformare este că vor fi violențe, exact ca înaintea protestului din 20 ianuarie, că se vor întâmpla lucruri reprobabile, că pesediștii au, vezi Doamne, un plan prin care să denigreze mișcarea Rezist, să producă ei violențe și să denigreze mișcarea Rezist. Au picat din păcate în această capcană foarte mulți oameni de bună credință, m-am uitat pe Facebook, și pentru că mesajul a fost transmis și de către voci importante, cum este Rareș Bogdan, cum este Oreste Teodorescu și cum sunt alții. Oameni buni, eu vreau să vă spun punctul meu de vedere în această problemă. Numărul 1. Dacă pesediștii au vreun plan să infiltreze pe cineva, am văzut pe pagina lui Cătălin Tenița, fondatorul de la Geeks for Democracy, că el bănuiește că pesediștii ar avea un plan ca să justifice măsuri dure împotriva viitoare măsuri legale împotriva celor care îl contestă pe Dragnea, ar avea un plan să infiltreze oameni care să facă violențe și atunci să se justifice să dea o lege. Păi, prezența noastră sau neprezența noastră nu influențează niciun fel acel plan. Deci dacă ei vor să facă asta, o vor face. Nu ne vizează pe noi, n-are legătură cu noi. Ba mai mult, chiar dacă noi vom fi acolo, vom putea să filmăm cu telefoanele mobile și să arătăm cine sunt de fapt cei care au făcut aceste violențe. De fapt, Liviu Dragnea ce își dorește și de ce este frică? Mă uitam pe pagina, pe site-ul făcut de Geeks for Democracy, Meeting cu Japca, foarte bună idee, senzațional, am promovat-o și pe pagina mea de Facebook. Sunt foarte multe relatări de tipul relatărilor pe care le primesc și eu pe mesageria mea privată de la oameni din țară care povestesc cum sunt aduși cu Japca de către PSD la acest protest. Marele risc pentru Liviu Dragnea este ca toată frustrarea acelor oameni aduși cu Japca să se întoarcă împotriva lui. Exact cum s-a întors împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Dragnea procedează într-un mod interesant exact ca Nicolae Ceaușescu în 21 ianuarie. Este un infractor care a revoltat o țară întreagă. Ceaușescu era un dictator care subjugase o țară întreagă. Dragnea bănuiește probabil că va fi condamnat în 8 iunie pentru că se știe vinovat. Și eu am asistat la acel proces și am văzut mărturile, sunt mulți oameni care și-au recunoscut vinovăția. E foarte greu de prevăzut o achitare. Bănuiește că va fi condamnat și atunci încearcă să facă acest mare meeting, care este de fapt un meeting pentru susținerea lui, ca infractor, care n-are nicio legătură cu motivele pe care le-ar fi invocat ei. Un meeting în același timp stupid, pentru că se face în fața guvernului României, guvernul fiind al PSD-ului. Dar de ce se face acolo? Și ajung acum la esența problemei. Se face pentru că Dragnea vrea să marcheze cumva învingerea mișcării Rezist. Vrea să arate că, dacă va fi condamnat, iată, populația a ieșit în sprijinul lui, considerând că el este o victimă politică a justiției. Dacă va fi achitat, vrea să arate, iată, populația acuză justiția, DNA-ul, că a comis abuzuri, iată, Dragnea a fost achitat în primă instanță, lumea iese în stradă, cere președintelui să o dea jos pe Chiove și de urgență, mai ales că avem și o hotărâre a Curții Constituționale. Aceasta este cu siguranță logica pe care el vrea să o facă și propaganda lui și semnalul pe care vrea el să-l dea în exterior, mai ales în exterior, unde partenerii noștri se uită cu mare atenție la noi. Și atunci dacă nu va fi vocea Rezist să fie acolo, să arate, domne, stai un pic, ăsta e un meeting de partid, de fapt noi suntem tot aici, de fapt noi susținem același punct de vedere, Dragnea își va face jocurile. Și acum ajung la esența problemei. Oameni buni, prezența oamenilor. Și sunt două aspecte. În primul rând vreau să fac referire la aspectul ăsta pentru că e cel mai important. Am filmat ieri în piața Universității, în piața Victoriei, grupul de patrioți care vine zi de zi acolo. Și ați văzut că ei vor veni. Independent de decizia mea sau altora, ei vor veni. Păi cum să-i lăsăm noi pe ei singuri? Asta este primul lucru. Oamenii au stat 500 de zile seara de seară acolo, în ploaie, în vânt, în nisoare.
Și noi acum îi lăsăm singuri? Nu se poate așa ceva. Indiferent care ar fi informațiile și provocările, noi trebuie să fim alături de ei. Și ne vom strânge într-un grup compact și vom fi împreună și nimic nu se poate înșena, că suntem noi de noi. Noi ne știm pe noi. Și vom filma, vom transmite totul live. Dar prezența vocii rezistă acolo nu înseamnă în primul rând o contramanifestație, cum am văzut că s-a spus, pentru că PSD-ul face contramanifestația, și nu înseamnă nici provocări, nici scandal. Cine vorbește despre scandal? Faptul că este un grup de oameni acolo care își dă și el punctul lui de vedere, cu pancarte, cu lozinci, cu asta, nu înseamnă scandal, nu înseamnă violență. Și jandarmeria are metode, fiți siguri, ca să țină cele două grupuri deoparte. Dar e important să fim și noi acolo, să arătăm că nu i-am predat, că nu ne-am predat tot poporul, oameni buni, în fața infractorului șef al PSD, Liviu Dragnea. Ei, lui este frică de asta. Pentru că oamenii sunt foarte frustrați că sunt luați cu japca și există această posibilitate reală, reală, oameni buni, ca dacă vin mulți oameni care strigă jos Dragnea, jos penalii, cei aduși cu japca de PSD să spună: da, domne, firea al dracu, ne-ai adus până aici la 100 de kilometri, da, hai, jos. Și să pățească exact cum a pățit Nicolae Ceaușescu. De asta este frică de fapt lui Liviu Dragnea. Și el are nevoie, oameni buni, ca să controleze strict acel meeting. Să nu fie nicio voce care să-l conteste în jurul meetingului, care ar putea să determine oamenii pe care el îi aduce cu japca să se întoarcă împotriva lui. Și de aceea el este atât de disperat și uzează de toate metodele, toată propaganda lui, cârtițe. Dar la această propagandă, din păcate, au achesat și oameni pe care eu îi consider de bună credință, dar care s-au lăsat înșelați de treaba asta. Domne, să nu fie violențe, să nu fie contramanifestație. Fii stupid, pentru că cum poți să spui tu despre Rezist că face contramanifestație, când Rezist a fost zi de zi acolo, Rezist are notificare legală și Rezist avea notificat locul ăla pentru sâmbătă. Păi cum să-l acuzi tu Rezist că face contramanifestație, oameni buni? Este incredibil cum reușesc comuniștii ăștia, că de fapt asta sunt, cu toată propaganda lor, să întoarcă albul să-l facă negru și negru să-l facă alb. Imaginați-vă că dumneavoastră locuiți în casa dumneavoastră, vine hoțul peste dumneavoastră, vă dă afară și dumneavoastră când intrați, încercați să intrați totuși înapoi în casă. Cheamă poliția și vă acuză că ați pătruns prin infracție. Și zice: domne, cum a pătruns prin infracție în propria casă? Păi stai, domne, că e casa lui și tu ai intrat abuziv. Adică ei, hoțul strigă hoții. Este incredibil cum au putut foarte mulți oameni de bună credință să pice în această capcană și să aleagă soluția cea mai nefericită, să nu fie prezenți. Oameni buni, nimeni nu vorbea de violențe. Simpla prezența unui om cu o pancartă, nu vrem penali în funcții publice, asta nu are de ce să ducă la vreo violență. Nu are de ce să ducă la vreo violență. Și vă repet, dacă PSD-ul are ceva planificat, ei o vor face oricum, că suntem noi prezenți sau nu suntem prezenți. O vor face oricum, dacă au planificat asta. Din contră, prezența noastră ar putea să ducă la faptul că vom filma, vom fi atenți și vom putea să arătăm: uite, noi am fost aici, am fost acest grup compact, asta am făcut noi, ăia n-au nicio legătură cu noi. Dar cel mai greșit lucru pe care îl putem face este, în primul rând, avem o datorie morală față de cei care vin în piață și care au spus că vor veni sâmbătă, să nu-i lăsăm singuri. Asta este primul lucru. Și în al doilea rând, trebuie să dăm mesajul nostru. Există posibilitatea, oameni buni, și eu chiar cred în asta, pentru că văd relatările celor care sunt aduși cu japca, ca dacă noi suntem suficient de mulți în jurul meetingului lui Dragnea, să-i determinăm pe oamenii aia să întoarcă împotriva penalului. Dar noi trebuie să fim acolo, oameni buni. Toate agențiile de presă internaționale trebuie să vadă că sunt și oameni care îi se opun. Trebuie să vadă și mesajele hashtag fără penal. Imaginați-vă puțin cum va arăta treaba asta dacă nu mai este nimeni acolo care să prezinte mesajul nostru. Și e vorba de a prezenta mesajul, nu de altceva. Nu de altceva, oameni buni, de a prezenta mesajul, de a spune și punctul de vedere al activiștilor civici care sunt în stradă de un an și jumătate pentru independența justiției. Dacă noi nu suntem acolo să dăm mesajul nostru, înseamnă că ne-am predat. Pe mine mă surprinde cât de multă lume a putut să pice în această capcană a propagandei pe care a făcut-o PSD-ul. V-a spus și înaintea meetingului din 20 ianuarie, au spus că vin galeriile, că vă aduceți aminte ce era o nebunie întreagă. Și nu s-a întâmplat nimic. N-a fost nici măcar un incident. Sigur, Răducu a dat cu pumnul în oameni, el a fost incidentul. Dar în rest altceva nu a fost. Și ei au încercat exact la fel să sperie oamenii. Și acum au reușit exact la fel. De ce? Pentru că, din păcate, Rareș Bogdan și Oreste Teodorescu au mușcat din capcana asta. Pentru că
Există cârtițe de tipul Ana Dobre de la Corupția Ucide, care influențează politica acelei comunități, care au dat acest mesaj și, practic, îi fac jocul lui Dragnea, pentru că el are interesul să nu fie nimeni sâmbătă care să prezinte un alt punct de vedere, să producă impresia, senzația că a învins, că nu mai există nimeni care să susțină independența justiției. De ce? Pentru că oamenii s-au convins că DNA-ul este rău, oamenii s-au convins că CCR-ul are dreptate, oamenii s-au convins că Chioveși trebuie schimbată, oamenii s-au convins că se întâmplă abuzuri comise de către statul paralel. Asta este scopul acelui meeting, exact în Piața Victoriei. Asta vrea el să arate. Și dacă nu va fi nimeni care să spună altceva, asta va arăta. Întregii societăți, tuturor celor care nu sunt atenți neapărat la ce se întâmplă, nu ne urmăresc pe Facebook, dar se uită la știri, și mai ales comunității internaționale. Asta va arăta. Uite, în locul în care acum un an și două luni au fost proteste pentru independența justiției, astăzi, în același loc, aceiași oameni, asta va spune Dragnea, vin și protestează împotriva abuzurilor statului paralel. Și nimeni nu va fi să arate că există și un alt mesaj. Nimeni nu va fi acolo să spună agențiilor de presă, domnule, ăștia s-a dus cu japcă, cu autocarele. Noi suntem aici cei care am fost anul trecut. Și statul paralel n-a comis niciun abuz. Asta este ceea ce își dorește Dragnea, asta visează, să poată să dea acest mesaj. Și el va putea să-l dea, dacă nu vor fi voci, sigur, jandarmeria probabil va încercui locul și... Dar dacă nu vor fi voci care să spună și altceva, care să facă apel la cel pe care a adus PSD-ul cu japcă, bă, oameni buni, bă, nu mai susțineți, mă, un infractor. Și asta înseamnă dialog, nu este încălcată cu nimic democrația. Nu trebuie să se întâmple niciun fel de violențe, oameni buni. Dacă nu mi-este mie frică să merg, că sunt o figură cunoscută, cred că nu există PSD-ist turbat care să nu mă cunoască. Și ați văzut ce mesaje îmi dau pe Facebook. Și nu mi-e frică să mă duc. Nu mi-e frică să mă duc. Am fost la Cotroceni, am fost la DNA și nu mi-e frică să mă duc. Și sunt stăpân pe mine și nu ai de ce să se pună problema unei provocări. Dacă cineva provoacă, chem jandarmii, îl filmez, îl arătăm cine este și la revedere. Dar să nu fim prezenți, să nu ne spunem și noi punctul de vedere, este cea mai mare greșeală. Pentru că avem nevoie de unitate și pentru că mulți nu înțeleg, am văzut că Dide a convocat în aceeași perioadă în Piața Universității oamenii. Dacă chiar aveți argumente, dacă ceea ce vă spun eu și vă este teamă și e firesc, eu înțeleg lucrul ăsta, mergeți măcar în Piața Universității. Mergeți măcar acolo. Dați măcar un semnal de acolo. Eu am datoria morală, în primul rând ca jurnalist vreau să fiu, să încerc să documentez, să văd cine sunt PSD-iștii, cum i-au adus cu autocarele, ce spun ei. Și ați văzut că eu am fost și de 1 decembrie, am fost printre ei, i-am filmat, am fost în curtea PSD-ului, m-am băgat printre teleormăneni, eu nu am o problemă cu asta. Și oamenii, deși erau susținători PSD, deși spuneau că Dragnea e cinstit, nu au avut atât de agresivă față de mine. Maximum de agresivitate a fost la Direcția Națională Anticorupție, unde mai agresivi au fost jandarmii, că au rupt hainele de pe mine. Și au tras de mine la Cotroceni, a tras de mine un cetățean care mirosea alcool. Dar era un cetățean care mirosea alcool. Restul oamenilor, într-adevăr, m-au înjurat, m-au spucat, dar au stat de vorbă cu mine. Nu s-a pus problema cu agresiuni fizice. Și eu cred că și acum oamenii ar sta de vorbă cu mine. Sigur, depinde ce ordine sunt, ce va face jandarmeria, cum ne va permite sau nu ne va permite să mergem și noi în Piața Victoriei, unde este legal notificat protestul rezist. Dar asta a fost și la Congresul PSD. Cât de important a fost la Congresul PSD că de partea opusă a străzii s-a dat un alt mesaj. Cât de important a fost, oameni buni. Cât de important. Acum avem ocazia să facem același lucru, să dăm mesajul corect. Și noi ne ascundem după perdele. De ce? Pentru că Dragnea a reușit prin consultanții lui să facă o campanie abilă de manipulare, să sperie lumea. Dom'le, că o să vină nu știu cine o să vină. Că o să se facă lucruri oribile și reprobabile. Și asta este o... Exact campania de manipulare. Înainte de 20 ianuarie au făcut la fel. Înainte de 6 martie au făcut la fel. Exact aceleași lucruri. Eu cred că noi trebuie să fim acolo. În primul rând avem o datorie morală față de activiștii minunați, patrioții minunați care au fost acolo 497 de zile, aproape 500 de zile. În primul rând trebuie să fim lângă ei. Nu se poate, ei sunt acolo. Noi îi lăsăm, îi abandonăm. Să fie 20 de oameni și să fie o voce foarte mică. Nu, trebuie să fim în primul rând lângă ei. Dar în al doilea rând avem datoria să nu cedăm, să arătăm, domne, stai un pic, ok, a venit abuziv peste noi. Ok, are toate instituțiile statului, inclusiv primăria Gabriela Firea, care a dat abuziv autorizație de protest și
se va face o plângere penală pentru asta. Dar noi toți suntem aici, uitați, suntem aici într-o parte sau unde vom fi lăsați de către jandarmerie să ne spunem punct de vedere. Este perfect democratic. N-are de ce să ne fie teamă că se poate întâmpla, nu știu ce se poate întâmpla. Sigur, dacă mergem 20-30 de oameni, e posibil să ne ia jandarmeria pe sus, o să mă ia probabil pe mine cu siguranță, mi-asum acest lucru. Dacă vom fi 1.000-2.000 de oameni, vom face diferența. Vom da un mesaj. Și eu vă garantez ca jurnalist cu 25 de ani de experiență că toate agențiile internaționale de presă nu vor fi pe Dragnea, vor fi pe noi. Cei 100, 200, 300, 500 cât vom fi acolo. Și se va duce mesajul nostru, mesajul corect. Nu mesajul fals al lui Liviu Dragnea. Prezența PSD-ului în Piața Victoriei cu acest protest ne arată că protestul e organizat de Dragnea și consultanții lui în strictă legătură cu procesul lui. Pentru că Piața Victoriei e un loc simbolic al luptei pentru independența justiției. N-a avea niciun motiv să aleagă Piața Victoriei pentru că guvernul n-a abuzat de el în niciun fel. Simbolistica e legată strict de protestul pentru independența justiției și legată de procesul lui, pentru că e 8 iunie, 9 iunie. Și atunci Dragnea s-a gândit foarte abil cu consilierii lui, el trebuie să dea un mesaj după ziua de 8 iunie. Dacă va fi condamnat, el trebuie să arate, domne, a fost un abuz, iată, au ieșit oamenii stradă, unde? Chiar în locul simbolic în care s-a ieșit pentru independența justiției. Deci, hopa, societatea a înțeles că, domne, e ceva rău cu statul paralel și Dragnea e condamnat abuziv. Dacă va fi achitat, interesul este să arate, domne, iată, oamenii sunt supărați că Dragnea a fost abuziv judecat, este achitat și președintele cât mai repede s-o dea afară pe Chiove și acum s-o dea afară că trebuie noi să punem omul nostru. Asta este motivul pentru care el a ales Piața Victoriei, că putea să se ducă la Parlament. Deci duce, gândiți-vă, își duce autocarele la Parlament și plimbă oamenii prin oraș până la Piața Victoriei. Putea să se ducă la Parlament. Avea logică să fie la Curtea Constituțională, dar el vrea Piața Victoriei, pentru că el vrea să dea acest mesaj, oameni buni. Și dacă va fi numai vocea lui și numai mesajul lui acolo, ghicișe, se va duce, pentru că nu o să stea nimeni de la Associated Press, de la Reuters, de la Euronews să caute acum carul cu fân. Oamenii vin acolo, relatează, ăsta a fost mesajul, numai asta s-a spus, s-a spus din locul în care românii au ieșit, s-a spus din locul în care românii au ieșit în anul trecut pentru independența justiției, deci iată, este posibil ca acest politician să aibă dreptate. Gândiți-vă la aceste lucruri, oameni buni, nu vă mai lăsați să trași în capcană și dacă veți veni, dacă cumva se întâmplă să fie violențe, nu răspundeți în niciun fel, faceți un pas în spate, porniți telefonul și filmați persoanele violente și faceți semn jandarmilor care vor trebui să vină și să intervină. Sigur, jandarmii au ordinele lor, au ordine abuzive, dar să știți că nu toți jandarmii sunt așa. Cei mai mulți dintre ei își fac corect meseria și trebuie să avem încredere în ei. Și vă spune asta un om care a fost abuzat la maxim de jandarmerie, dar care înțelege exact cine dă ordinele și cum se duc în jos. Și cu ce suflet execută unii ordinele sau nu le execută. Foarte important, pentru că au fost și ordine abuzive care nu au fost executate de către unii dintre jandarmi sau au fost executate într-o manieră care a anulat scopul ordinului abuziv. Dar este foarte important, oameni buni, să avem și noi vocea prezentă acolo. Să arătăm că Dragnea nu a învins. Și poate cine știe, pe fondul frustrării uriașe pe care eu o văd pe site-ul Meeting cu Japca, foarte multe relatări, primesc și eu pe mesageria privată relatări, am văzut la posturile de televiziune, la Digi, am văzut pe site la ei că și acolo sunt relatate abuzuri și oamenii sunt frustrați, s-ar putea să avem surpriza ca cei care, pe care îi aduce Dragnea să-și reverse frustrarea împotriva lui Liviu Dragnea. Dar este important să fim, într-un fel sau altul, vocea noastră să fie prezentă. Și dacă se va încerca să fim abuzați, să se vadă lucrul ăsta, să vadă toate agențiile de presă. Dom'le, au fost unii care au avut un alt mesaj și iată, s-a intervenit brutal împotriva lor.